Sute de copii din Râmnicu-Vâlcea au sărbătorit 1 iunie în aer liber, la Arenele Traian. Pentru ei, actorii Teatrului Municipal Ariel au pus în scenă o adaptare muzicală după povestea Punguța cu doi bani, de Ion Creangă. Accesul în incinta arenelor a fost liber, însă numărul spectatorilor a fost limitat la 500. De când ați mai fost la teatru? O, să știți că n-am mai fost de un an, cred. Da? Da, cam de un an. De mult. De mult? A, bă, nu. Ți-a lipsit? Da. Da. Da? Cum a fost perioada asta pentru tine? Pandemie, 2 luni în casă, cum a fost? Am stat mai mult la țară. Mai mult la țară, a, tu ești fericită, da? Că ai avut da. Să te joci. Și acum te-ai revăzut cu prietenele tale? Cu colegele și am și pe la bloc niște prietene, da. Și cu el ai venit? Nu, am venit cu colegele. A, super, furnicuțele, tu colectezi deșeuri? Da. Da, pentru copii fără copilărie? Da. Ai auzit despre ei? Da. Și cum te numești tu, ne spui și nou? Mateu Muscalu Gabriel. Așa, Mateu. La teatru de când ai mai fost? Mai ții minte? Când ai venit aici ultima oară sau când ai fost la teatru ultima oară? Nu. Nu? Au trecut multe luni de atunci? Da. Spectacolul în aer liber a fost primul susținut de actorii Teatrului Municipal Ariel de la izbucnirea pandemiei de coronavirus.